SRH, piesa asta a fost un fel de Gerusalema la vremea ei. SketchUp. Dar este o bună introducere la SketchUp, este o bună introducere pentru culinaria, pentru că nu se putea vineri fără culinaria, știm prea bine. Da. Luca mi-a lăsat cu mâna, cu limba de moarte, că trebuie făcut neapărat un culinarie aici. Eu m-am văzut... usturoi. Da, cu limba de usturoi. Eu m-am văzut cu Luca zilele astea, da, așa, și am zis, măi Luca, lași și tu ceva în frigider, o m-a treabă, o chestie. Da. Deci a lăsat numai vorbe, da, asta e problema. Vorbe, dar vă dau cum să faceți. Asta este pentru intelectualitate, că domnul Striblea, domnul Constantinescu, nu știu ce, aici este alt nivel. Și pentru dânsi propunem rețete antice. Antice culese de arheologi, de cercetători ai antichității, da, și traduse. Adică oamenii sunt specializați în asta. Nu e niciun apropo, nu apropo cu... British Museum, nu. Okay. British Museum se ocupă de acest proiect. A apărut și o carte, rețete antice. Eu am auzit că nu ne-ar fi plăcut ce mâncau ei. Adică, mă rog, sau până la un punct. Ce să zic? Mâncau binișor altfel decât noi, da, dar nu cred că mai bine. Adică mâncau cereale cât cuprinde, pâinea era foarte populară. Vreau de asta? Pâine cu maia. Pâine... Da, cu maia, da. Pâine cu maia, în general. Mei, legume, orz, cereale. Da, exact, da, exact. Nu-i grâu chiar, se aducea din Egipt, mă refer la romani. Aveau chestia asta cu glutenul, adică încă intoleranța la gluten? Nu, încă nu descoperiseră și din pricină, cu asta trăiau sănătoși. Fără intoleranță. Da, nu cred că aveau făină chiar albă, cum avem noi astăzi. Nu, era o făină măcinată mai... Adică nu era măcinată mecanic, electronic. Adică mecanica era... Făină integrală. Două pietre. Da, se foloseau mașini umane, practic sclavi. Da. Legumele rădăcinoase multe. Ceapă, păstârnac, ridic. Varza murată era, ce să spun, cum se spune că o armată merge pe burtă. De fapt, că logistica e importantă, armata romană mergea pe varză murată. Am mâncat varză important? Murată caldă acum, că am fost în excursie la Viena. Uite unde era soldatul român. Varză murată caldă. O plăcere. Păi, este ceva îngrozitor. Da. Mai aveau frunze de țelină, busuioc, lucruri de genul ăsta, ulei de măsline mult. Sarmale făceau. Măsline, brânză și ouă. Da. Astea trebuie să așteptăm turcii, otomanii, ca să vină. Carnea era cam rară. Adesea era conservată în sare. Conservarea se făcea de altfel în tot ce mergea. Adică trebuia să conserv, că nu era greu cu frigiderele. Gheața aveau numai oamenii foarte, foarte bogați. Și în afară de sare, Vlad, în ce puteai să conservi? Miere, în oțet se conserva mult, chiar și în vin. Porc și vită, carnea era numai pentru cei cu bani. Se mânca însă aproape tot ce zbura. Sau zburătăcea. Sau mergea. Zi. Sau mergea cu arii, sau zburătăcea. Adică mâncau inclusiv păuni, papagali, struți, mă rog, în cazul care păsări exotice. Flamingo, da. Da. Peștele popular, mai ales peștele sărat, evident. Și de băut? Dacă nu se vindea la timp, din el se făcea sos de pește, că asta e. Am auzit de un sos, citeam undeva, e un sos numit garum, da, și că e îngrozitor, era ceva îngrozitor pentru noi, pentru că era... Sosul de pește și acum, sos de pește în bucătăria asiatică se folosește foarte mult sos de pește și când îl miroși, dacă nu ești obișnuit, se întoarce stomacul pe dos, dar sosul de pește are această proprietate fascinantă, formidabilă, el miroase respingător, dar când îl pui în mâncare se transformă în altceva, îmi plouă în gură numai când mă gândesc la nudă, deci, da, este ceva uluitor. Este, îți dă umami. Umami e o chestie al șaselea... Aia, stai un pic. Deci dacă tu miroși acum de la 3 metri... Sos de pește? Da, și zici, bă, ce l-ai putrezit aici? Da, îmi plouă în gură în momentul ăsta. Și pe aia, doamne, când mănânci, e cum durianul, nu? Știi durian? Dar cum să nu știu durian? S-a și servit. Deci un aftershave cu miros de sos de pește de ziua după domnului durian, Petreanu. Important e să nu râgâi după durian. Că moare toată lumea unde ești. Da. Băuturile erau nenorocire cu băuturile. Se bea mult vin. Prost, în principiu. Apa era, nu prea era potabilă, avea tot soiul de carcalacinia și atunci se folosea vin, că avea alcool, dar vinul se îndoia cu apă și cu miere. Dacă ieșea acritură, știi că ei n-aveau viile noastre de astăzi. Era, și o acritură de vin. Da. Deci lumea era veselă pe în nord, în Piemont, încolo și înspre țara Galilor și, înspre Galia, se bea mai multă bere ca acolo. Ce drăguț. Făceau ale, bere cu fermentație superioară. În sensul că fermentează la suprafața butoiului. Nu că ar fi mai bună decât berea cu fermentație inferioară. E și aici. Zahăr nu exista în forma în care știm noi. Aha. Foloseau miere. Nu, zahărul e o invenție modernă. Ei mâncau fără zahăr săraci. Mirodenii, în schimb, mirodenii e destul de des întâlnite. Arheologii au identificat 142 de mirodenii diferite care se foloseau în imperiu. Piper, scorțișoară, cardamom, ghimbir, cuișoare, tot ce vrei. Adevărul că știm, dacă n-ai frigider, îți trebuie multe mirodenii. Cam asta a fost. Oricum, anticii mâncau mult mai bine ca medievalii. Deci, după ce s-a prăbușit Imperiul Roman,
în care a devenit mult mai proastă și s-a revenit la standardele generale de calitate și de calorii abia prin secolul XVIII. Eu am auzit ceva despre mâncarea medievală, mi-e și îngrozitor. Am citit undeva în perioada Renașterii, deci avea un pot mare, o oală mare, în care se aruncau diverse lucruri și se fierbea zile în șir. Adică aia stătea acolo și se mai arunca ceva. Asta n-ar fi rău, dar aruncau în principiu și ceea ce astăzi am numit roadkills. Adică ce se mai găsea pe acolo, pe principiu că dacă fierbe, poate să mai distruge ceva. Peste toate, în antichitate, lipseau legume și fructe care azi sunt foarte comune și fără de care nu ne putem imagina mâncarea. Nu erau roșii, nu erau cartofi, nu erau ardei grași sau ardei iuți, nici porumb, astea au venit din America. Asta cu cartoful ne doare, că e mâncarea noastră preferată. Și vă dau o rețetă, puteți să o faceți. Deci am căutat, sunt multe rețete de toate felurile. Acum, rețetele astea antice sunt spectaculoase, dar multe folosesc ierburi pe care acum nu le mai mâncăm. De exemplu, ați auzit de virnanț? Nu. Virnanț, și că am făcut cercetări după numele latinesc, și că e un soi de plantă medicinală acum, foarte amară, dar care se folosea mult în antichitate, în salate și în alte chestii. Adică, de exemplu, se folosea într-o rețetă de varză tocată cu coriandru, oțet cu miere și virnanț. Un fel de rucolă. Un fel de rucolă. Probabil că un fel de rucolă. Așa, sau ceva ce se chema asafetida, cunoscută ca ferula, sau, în termeni populari, rahatul dracului. Mai bine așa. Ce faci? Deci devil's dung, rahatul dracului. Este tot o plantă foarte aromată, în sens nasol. Cum ar veni, dar aparent e ca sosul de pește. Le plăceau chestii de-astea, știi? Dacă așa erau crescuți. Și zi rețeta. Amară și urât miristoare, o puneau într-o tocană de miel. Tocană de miel în care mai puneau miere, lapte și sos de pește. Miere, lapte și sos. E o bombă. Și acum rețeta. Rețeta este... rețeta îi spune moretum. Este de fapt o pastă de brânză cu ierburi. Se mănâncă foarte des în zona Mediteranei și acum și noi facem pastă de brânză cu ierburi. Dar moretum ăsta este aparent o rețetă care este atribuită marelui Virgiliu. El o scrie sub forma unui poem care poate fi găsit, nu-l mai dau ca să nu îl masacrez pe Virgiliu cu traducerea mea barbară, dar este așa. Deci fiți atenți, este de fapt o pastă de brânză usturoiată, foarte usturoiată. Rețeta antică, din anul... mă rog, secolul 1 după Hristos, cum ar veni. Și moretum, mă rog, moretum vine de la mortarium, adică mojar. De asta zice moretum. Că totul se face într-un mojar. Acum, dacă vreți să faceți mojar, vă trebuie un mojar foarte mare. Merge cu blenderul. Și este așa. Se ia un sfert de chin de pecorino. Bun. Adică brânza are un miros foarte puternic, eu nu prea suport, dar mie mă rog. Place de mare. Bun, un sfert de chin de pecorino, brânză uscată de oaie, asta e. Așa. Rasă. S-au tăiată bucățele. După care, rețeta originală spune 4 căpățâni de usturoi. Ok, merge. Băi, nu, 4 căpățâni de usturoi vin 20-20. 4 căpățâni, înțelegi? Foarte mult usturoi. 20-25 de căței. Adică, practic, la 10 grame de brânză, un cățel de usturoi. Da, acum poți să-i pui după gust, știi? Asta, la tine, la Vaslui, cred că se... O mână de frunze de coriandru, le plăcea foarte mult coriandru, tocate grosier. Jumătate de cană de frunze de țelină, tocate și ele grosier. Frunze de virnanț, sau dacă poți să pui rucola, ceva amar. O linguriță de sare grunjoasă, o linguriță de oțet și o lingură de ulei de măsline. Uleiul de măsline poate să fie mai mult, cred. Și... ingredientele astea, acum le pui în blender, ca să nu stai cu mojarul. Dacă vrei să fii autentic, faci mojar. Dar îl faci prea subțire la blender. Nu știu ce iese așa. Auzi, dar mojarul nu e ăla unde pui usturoi și îl faci mojdei? Ăla mic de lemn, ăla nu ne ajută. Ăla faci mojdei. Trebuie mojarul, trebuie să fie de piatră. Ar trebui să fie tăiat bucăți pe corinul ăsta și să nu-l lași să se facă chiar subțire la blender. Nu, și încep să apeși, să faci chestia. Mai întâi ingredientele uscate, după care ierburile și la sfârșit pui ingredientele lichide. În cazul nostru, oțetul și uleiul de măsline. Pui și oțet la toate. Da, puțin oțet. Păi oțetul îi dă strălucire. Oțetul e foarte bun. Da, mai contează ce pui după tău usturoi. Asta zic și eu. Și că era o rețetă foarte populară printre țăranii romani. Dar cu stomac aveau ăștia, n-aveau reflux gastric, frate. Băi, acum eu nu cred, bun, poate că bietul Virgiliu, cred că băuse prea mult vin acru cu miere, ca să spună mânuțele lui, deci rețeta începe așa. Mai întâi, așa începe, săpând ușor în pământ cu degetele, trage 4 capete de usturoi cu frunzele lor groase. Apoi alege tulpini, nu știu ce. 4 capete. Stai puțin, poate e usturoi de la mic, verde, de primăvară, și atunci are o explicație.
Și mie mi se pare foarte mult. Patru căpățâni, patru capete. Păi da, patru... Nu zice patru tulpini, pentru că mai departe folosește tulpini de țelină, tulpini de coriandru, adică Virgiliu știe ce spune. Bun. Dar dacă... tu acum, dacă ai face, ai face cu patru tulpini de usturoi, nu? Aia e altceva. Da, aș face cu o tulpină de usturoi. Cu o tulpină. Da. Sau cu doi, trei căței, poate. Da. Dar principiul ăsta e o pastă de brânză, brânză pecorino, cu usturoi, ierburi aromate și amare, puțin ulei de măsline și ies niște bile, așa. Păi cum mai ieși bile, mă, nene? Păi, a, că pasta, după ce e gata pasta, o faci, da, bile? O faci să mănâncă cu pâine crocantă, proaspăt, adică cu pâine cu coajă crocantă caldă. Are o prăjitor, da. Uite, păi asta, pâine bună. Faci odată, adică când ne adunăm? Ce să fac? Da, fac. Da. Nici nu știu dacă mi-e poftă, cu atâta usturoi, nu știu ce să zic. Am vorbit jumătate de oră? 10 minute, da. Mai avem timp de ceva? Mergem la mare, da, da, să scăpăm de usturoi ăsta, mor pești. Ce mai e? Mai aveai desert? Nu, lasă, hai. Moretum, țineți minte. Pastă de brânză cu usturoi. Cu deșteptarea la Europa FM.